Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț, în primul vlog din 2021. Începutul anului 2021 ne-a găsit în Germania, cu planuri și dorințe pentru viitor. Probabil ca toată lumea, și noi aveam așteptări mari de la acest an. Totul era așezat și în mare parte așa cum ne doream. Aveam o locuință în care ne simțeam acasă și oameni dragi alături, doar că ne lipseau alți oameni dragi și simțeam nevoia de o schimbare. Chiar dacă schimbările nu sunt ușoare și de cele mai multe ori sunt precedate de temeri și lacrimi și mai ales de renunțare. Renunțare la confort, renunțare la rutină, renunțare la planurile pe care le aveam pentru viitor sau poate readaptarea planurilor noastre la ceea ce Dumnezeu avea pregătit pentru noi. Chiar dacă pentru mulți a apărut o decizie pripită, pe la sfârșitul lunii ianuarie deja luasem hotărârea de a ne muta în România. Nu am anunțat prea multă lume, dar începusem să facem pași în această direcție și cu fiecare pas ni se confirma că suntem pe drumul cel bun. Între timp am lăsat viața să-și urmeze cursul și să ne bucurăm de ceea ce noi deja știam, că aveau să fie ultimele luni în Germania. Zi tata! Mama! Zi tata! Zi tata! Mama! Te iubesc! Luna februarie a venit cu o veste greu de asimilat. Daniel avea nevoie de o operație. Așa facem, Daniel, tu ești băiețel mare și o să mergi acolo cu doctorul și mami te așteaptă afară, da? Și când vii, mami îți dă o mașinuță pe care o pregătesc pentru tine. Bine? Și o să fii băiețel... După tine. Nu plânge după mine, că dacă tu plângi după mine și eu plâng după tine. Tot ești băiețel așa de mare, ești de curajos, mi-ai arătat astăzi cât de curajos ești. Acum că a trecut, pot spune că nu a fost atât de greu pe cât am crezut, dar în acele momente simțeam că este peste puterile noastre și începeam să mă îndoiesc de decizia pe care am luat-o de a ne muta în România. Însă Daniel mi-a demonstrat că este un băiețel puternic și curajos și am depășit împreună acel moment. Și am ajuns să-i mulțumim lui Dumnezeu că s-a întâmplat atunci și nu mai târziu. Luna martie a dus odată cu primăvara mai mult optimism. Ne-am bucurat de torturi, mi-am sărbătorit ziua de naștere. La mulți ani! 32 de ani. Prima zi sărbătorită în Germania a fost de 23 de ani. Și fără să-mi dau seama, pe un tort am pus 32 de ani, iar pe celălalt 23. Tot în preajma zilei mele de naștere, ne-am bucurat că familia noastră avea să se mărească. Mai așteptăm un bebe. Serios? N-ai știut? Da. Dar, din păcate, bucuria a fost scurtă. Am pierdut acea sarcină. Spre sfârșitul lunii am avut parte și de un mic accident în bucătărie. Am vrut să pun ceva pe dulap, m-am dezechilibrat și la cădere m-am agățat de ușa unui dulap care mi-a spart arcada. Slavă Domnului, nu a fost nimic grav, dar mi-a rămas un mic semn care să-mi aduc aminte să fiu mai atentă pe viitor. Odată cu luna aprilie, mutarea noastră în România bătea la ușă, așa că am dat vestea tuturor. Mulți s-au bucurat, mulți poate nu au înțeles, însă noi ne-am apucat de împachetat. Și împachetat. Și cu cât împachetam, parcă nu se mai terminau lucrurile. Eu împachetam și Florin le așeza în camion. Cum merge treaba, iubi? Merge. Merge? Hai să mă urc și eu. M-am urcat și eu ieri un pic. Deja cred că 3/4 s-a cam umplut. Am avut parte și de ajutor, dar întotdeauna cea mai bună echipă am făcut-o împreună, eu și Florin. În paralel ne bucuram de ultimele plimbări în țara care ne-a găzduit mai bine de 10 ani și ne luam rămas bun de la locurile cele mai apropiate de inimile noastre. Cu fort, cu tot, deci nu mai știa săracul Florin cum să le mai lege, cum să le mai pună. Sper să nu se miște foarte mult când
pornim? E greu de spus în cuvinte ce am simțit când ne-am văzut toate lucrurile împachetate. Majoritatea erau așezate în camion, iar câteva lucruri esențiale am împachetat în mașina noastră. Am pornit. Oficial. E greu să pornești atunci când ai vrea să mai stai. Da. După un drum lung și obositor, am ajuns în România și ne-am bucurat de o primire călduroasă și credeam că vom avea parte de un moment de respiro până vor ajunge lucrurile noastre. Credeam greșit. Nici nu am apucat să ne dezmeticim bine și am avut parte de prima dezamăgire. Casa pe care am închiriat-o era de nelocuit. Nimic nu era așa cum trebuia să fie. Găuri în pereți, plinte care lipseau, uși care nu se închideau și tot ce nu trebuia să fie într-o casă unde urmau să locuiască copii. A fost ca un duș cu apă rece. A fost un moment în care făceam haz de necaz, dar adevărul era că nu știam în ce direcție să o apucăm și am regretat că ne-am întors în România. Pe lângă dezamăgire și bani pierduți, mai era și faptul că urma să vină camionul plin de lucruri și noi nu aveam unde să punem toate acele lucruri. Fără prea mare credință, dar din toată inima, am strigat către Dumnezeu și am primit o pace imposibil de descris în cuvinte și am început să căutăm alte case. Camionul a avut o întârziere de câteva zile, timp în care, cu ajutorul lui Dumnezeu, am găsit o căsuță în care să locuim perioada următoare. A ajuns camionul și s-au apucat băieții să descarce și sunt lucruri peste tot, puse alandala. La începutul lunii mai a ajuns camionul. Când am împachetat, nu mi s-a părut că sunt așa de multe, dar când le-am văzut pe toate descărcate, parcă nu ne venea să credem că toate sunt ale noastre. Și ne-am așezat lucrurile atât cât să ne simțim acasă. Multe însă au rămas împachetate, pentru că știam că urma oricum să le împachetăm în scurtă vreme. După ce s-au liniștit treburile, am început să ne bucurăm de momente prețioase alături de cei dragi. Pentru prima dată, după mult timp, pot spune că ne-am relaxat și nu ne-a mai părut rău că ne-am întors în România. Voiam să vedem atâția oameni și să facem atâtea lucruri după care am tânjit când eram în Germania. Nici nu știam cu ce să începem. Nu doar noi ne bucuram de persoanele dragi, ci și ei se bucurau să ne vadă și ne simțeam foarte iubiți. După mulți ani, am reușit să ajung și la mormântul mamei mele. Și a fost cu atât mai emoționant, pentru că am avut pe copii alături. Fantare! Îți place? A urmat ziua Melisei, ocazie cu care am putut să adunăm în jurul nostru alți oameni dragi și să rămânem cu multe amintiri frumoase. Deși ne plăcea foarte mult acasă și ne simțeam minunat, chiar reușeam să ne odihnim și să ne încărcăm bateriile, tot nu puteam sta locului prea mult timp. Ne doream să vizităm, să le arătăm copiilor noștri țara frumoasă care este România, așa că am pornit la drum spre Maramureș. Drumul de la București la Maramureș nu este foarte ușor de parcurs împreună cu copiii, dar am încercat să-l parcurgem pe bucățele, așa că prima oprire a fost la Sibiu, într-un apartament drăguț. După care am pornit mai departe până la Maramureș. Nu mai fusesem niciodată și ne-am bucurat că am putut ajunge împreună cu copilașii noștri. Atâtea peisaje frumoase, atâția oameni calzi și primitori. Ne-am plimbat, am văzut locuri superbe și ne-am odihnit cu adevărat. Și copiii s-au simțit extraordinar de bine. Erau bucuroși că ne aflăm în România. Am vizitat și cimitirul Vesel, după care am pornit mai departe spre Moldova. Am înoptat la Vatra Dornei, într-un alt apartament frumos și primitor. După ce am vizitat și Suceava și oamenii dragi de acolo, ne-am întors la București și am început pregătirile pentru ziua lui Felix.
A trecut ceva timp de când am avut toți bunicii la aceeași masă și ne-am simțit binecuvântați să petrecem o zi alături de părinții noștri. În luna iulie am stat mai mult pe acasă. Ne-am bucurat de grădina căsuței în care locuiam. Este atât de frumos să ai un loc în care să se roage copiii și să îi lași să-și consume energia în voie. Am vizitat și câteva parcuri frumoase din București și ne-am luptat cu canicula. În această lună am fost invitați în cadrul emisiunii Ce bine că ești. A fost o experiență foarte drăguță. Și tot în această lună am avut bucuria să o sărbătorim pe mama lui Florin, iar pentru mine a fost o plăcere să-i pot pregăti tortul. Spre final de lună am ajuns și la Galați. Am vizitat orașul, ne-am plimbat cu bărcuța pe Dunăre, a fost o trăire atât de frumoasă, care cu greu poate fi egalată. Poate doar cu faptul că ne-am întâlnit și cu Dana și am putut fi alături de ea într-o zi importantă din viața ei și copiii au fost foarte fericiți să o revadă și să petreacă timp alături de ea. Judecând după lacrimile care s-au vărsat, tind să cred că și Dana s-a bucurat să ne vadă. Oricât de bine ne simțeam, era un gând care nu ne dădea pace. Și cu cât trecea timpul, cu atât trebuia să luăm o decizie. Unde vor merge copiii la școală și la grădiniță? Din cauza aglomerației, Bucureștiul nu a fost niciodată o opțiune pentru noi. Ne-am simțit bine acolo, a fost frumos cât am locuit în București, dar pe termen lung nu era ceea ce ne doream. Pentru că timpul trecea cu viteză, ne-am hotărât să ne mutăm în orașul în care am crescut eu. Și la începutul lunii august am început să renovăm apartamentul părintesc și să-l facem potrivit pentru nevoile noastre. A fost un proces destul de greu, multă muncă, praf, am renovat baia, am schimbat instalația electrică, parchet, părea că nu se mai termină. Am încercat să facem în așa fel încât copiii să nu simtă prea mult din procesul renovării, așa că ne tot cazam în locuri frumoase, astfel încât ei să se bucure de un timp plăcut, alături de mamaie, alături de mine. Chiar dacă avem multe de făcut, încercăm să le suprapunem și cu lucruri care ne fac plăcere. Dat fiind faptul că Mădă și Deni ne-au vizitat, am petrecut alături de ei câteva zile. Din păcate, atunci când te bucuri de momente frumoase, timpul zboară atât de repede. L-am sărbătorit și pe Daniel. Avem un băiețel mare de 4 ani. Că cine să trăiască la mulți ani, Daniel să trăiască, Daniel să trăiască. Și tot în luna august am anunțat că sunt din nou însărcinată. Dar de data aceasta am așteptat să treacă primul trimestru. Nu a fost ușor în primele săptămâni de sarcină, cu renovat, cu copii și sute de kilometri cu mașina, dar a trecut totul. Luna septembrie ne-a prins tot renovând. Ne doream tare mult să terminăm renovatul apartamentului până la jumătatea lunii septembrie. Și chiar dacă ne-am străduit, din păcate socoteala noastră nu s-a potrivit cu realitatea. Am continuat cu renovatul, cu mobilatul. Mare parte din muncă a căzut pe umerii lui Florin, iar eu l-am ajutat atât cât am putut. Nu e ușor cu copiii, dar chiar și așa am încercat să ne bucurăm de proces. A început școala. Peste tot în România a început școala. Pe la jumătatea lunii septembrie, Melissa a început școala. A fost o zi plină de emoție pentru că a ajuns la fosta mea doamnă învățătoare. Lucru la care nu m-aș fi gândit niciodată, dar care mă bucură enorm, mai ales că am îndrăgit-o mult pe doamna mea învățătoare și am plâns când am terminat clasa a patra. Sper ca și Melissa să se bucure de școală la fel de mult cât m-am bucurat eu.
Am continuat cu drumuri de la apartament la casa din București. Am sortat lucrurile iar și iar, le-am împachetat și am adus la apartament doar lucrurile de care aveam cu adevărat nevoie. O bulină. Și v-ați jucat și afară? Afară s-a jucat. Și a fost fain? Da. A dat toate de 10, una de pe leagăn. De 10 ori te-ai dat pe leagăn? Da. Și a fost fain tare, nu? Da. Mă bucur. Uite. În luna octombrie a început și Daniel grădinița. Primele câteva zile au fost cu lacrimi și pentru el și pentru mine. După care s-a acomodat foarte bine și a început să meargă cu bucurie la grădiniță. Eu mergeam regulat la ginecolog și tot în luna octombrie am aflat cu certitudine că vom avea încă un băiețel. Mi-am bucurat foarte tare. Doar Melissa a fost puțin tristă pentru că își dorea o surioară, dar sunt sigură că și frățiorul va fi la fel de iubit. Spre sfârșitul lunii octombrie am predat cu bucurie căsuța de la București, dar nu pentru că nu ne-am simțit bine, ci pentru că deja deveneau foarte obositor să ne plimbăm între locuințe și să tot împachetăm. Și după ce am predat casa, am scăpat de o mare grijă. În sfârșit, apartamentul nostru începea să prindă contur. După aproape 3 luni, aveam din nou bucătărie. Abia așteptam să fac din nou prăjituri. A fost lucrul care mi-a lipsit cel mai mult în toată această renovare. Melissa este, cred că mai are câteva minute de școală online și termină. Și până acum stăteam lângă ea mai mult, pentru că ea nu e obișnuită cu laptop, cu mouse, cu chestii de genul acesta. Și în luna noiembrie copiii au avut vacanță, după care am făcut școală online și grădiniță tot online. Nu pot să spun că a fost ușor, dar ne-am descurcat și spre final chiar începuse să fie ok. Și Daniel oricum s-a întors mai repede la grădiniță. Nici nu vreau să mă gândesc cum a fost pentru părinții cu mai mulți copii. Cu siguranță a fost o provocare pentru toată lumea. Apartamentul nostru era gata și cu ultimele finisaje și ne bucuram că am reușit încă o dată să ne facem un loc al nostru. Un loc pe care să-l numim acasă. Și să le oferim copiilor noștri un cămin frumos și primitor cu tot ce au nevoie. Foarte rar mai pomenesc de Germania și deja nu cred că și-ar mai dori să se întoarcă. Melissa, da? Vreau să te anunț că mâine mergi la școală. Te bucuri? Nu! Ah. Da, merg la școală, merg la școală, merg la școală! Luna decembrie a venit cu minunata veste că se reiau cursurile în format fizic. Melissa a fost foarte fericită să-și revadă colegii, ca să nu mai spun cât de tare s-a bucurat că a scăpat de laptop. Daniel repetă într-una cât de mult îi place la grădiniță și spune că îi place mai mult în România decât i-a plăcut la cea din Germania. Melissa își amintește cu drag de grădinița din Germania, dar nu a renunțat la școala din România și la prietenele pe care și le-a făcut aici. Un rol foarte important l-au jucat bunicii. Copiii sunt foarte bucuroși de fiecare dată când îi vizităm, iar de bunici nu mai zic, parcă au întinerit de când ne-am mutat în România. Văzând atâta bucurie în jurul nostru, nu putem decât să ne bucurăm și noi. Este adevărat că sunt multe care ne lipsesc din Germania, dar trăgând linia, suntem fericiți și împliniți cu decizia pe care am luat-o de a ne muta în România. Dumnezeu ne-a călăuzit și ne-a purtat de grijă în toate lucrurile. Pe viitor, am vrea, dacă este voia lui Dumnezeu, să ne construim o căsuță și să ne bucurăm de copilașii noștri în sănătate și armonie, ca până acum.